După aproximativ 2 săptămâni de când am izolat bordul, am găsit două mici anomalii. Aici nu se vede atât de tare, dar bordul și-a pierdut linia. Aici, în această bucată, este un pic mai bombat. Aici se vede puțin, dar acolo se vede foarte tare. Dacă mi-aduc bine aminte, exact în aceste zone am pus silicon și probabil de la căldură s-a întâmplat ceva. O să dau din nou bordul jos și am să verific ce anume s-a întâmplat acolo. După cum se poate observa, partea unde a prins siliconul este fix de plasticul de sus, iar acesta s-a bombat și a făcut această curbă. Din păcate, n-am nici o idee cum aș putea să-l pun la loc, iar aici s-a întâmplat exact același lucru. Se pare că siliconul combinat cu acest plastic și căldura nu se înțeleg de nicio culoare. La chestia asta nu mă așteptam. Deci toată partea unde am pus silicon s-a deformat. Aici, dacă se deformează, nu mă interesează. Aici, pe unde am folosit silicon, dacă se deformează, și la câtă gaură simt aici în spate, sigur s-a deformat, dar nu mă interesează pentru că nu se vede. În schimb, aici, urât de tot. Singura idee care mi-a venit în minte a fost să prind toată partea asta în șuruburi. Chiar dacă curățam acel silicon, nu aveam nicio garanție că puteam să lipesc cu altceva și să țină. De exemplu, mă gândeam la poxipol, dar acela este rigid. În momentul în care se mișcă puțin, crapă, iar acest bord este plastic și este flexibil. Șuruburile aveau tot alte culori, exact. Din cauza asta am vopsit, pentru că aceste șuruburi se vor reflecta în parbriz și o să le văd. Arată negru, chiar nu mă interesează, se vede diferența. Bordul este gri, iar acea buză este neagră. Nu mă interesează, am pus tot roată șuruburi. Iar aceste șuruburi se pot vedea pe interior. Acea burtă a dispărut, dar nu în întregime, iar acum, din cauza că am prins din loc în loc cu șuruburi, par a fi mai multe valuri. Nu dau seama dacă se vede. Ia să încerc din partea asta, pentru că aici deja dublura dispare. De aici și până aici este gol, aici n-am mai putut să prinde nimic, iar aici a mai rămas un pic de denivelare. Oricum este mult mai mic și mult mai ok în comparație cum era. Arată mult mai bine ca înainte. Da. Sper să nu-mi pare rău. Am scăpat de cele două umflături care se vedeau foarte tare. Acum sunt mai multe mici și dacă vă uitați atent, se văd și capul de la șuruburi. Iar pe partea exterioară se văd și mai bine. Așa că am făcut foarte, foarte bine că le-am vopsit în negru, pentru că așa iasă mai puțin în evidență și dacă nu știi că sunt acolo, nu prea te interesează. Important este să scap de greier, după cum spuneam, dacă se mai întâmplă ceva și mă enervează, pH2 scrie pe bordul ăsta.